Ok, G4 Media. G4 Media, imaginea lui Carmen Iohannis, folosită pentru promovarea unui magazin de bijuterii. Prima doamnă apare cu un inel și un colier cu diamante purtate la o ceremonie din Germania. Eu vi l-am prezentat încă de seară. Dacă v-ați și uitat la emisiunea de seară, sunteți la curent. Era un colier cu diamante de 49.000 de lei și un inel cu diamante de peste 10.000 de lei. Um, ok, hai să citim aici și după care citim și de pe DC News, pentru că administrația prezidențială a dat un comunicat despre bijuteriile doamnei Iohannis, eu nu pot să-i spun prima doamnă, nu pentru că aș avea vreo... Adică pot, că nu mă doare gura. Prima doamnă, nu, nu. Noi nu avem instituția primei doamne. Adică în Statele Unite, când auzim first lady, e o instituție aia. Adică nu e un apelativ, nu e o figură de stil. Nu, e, nu, e o instituție. Prima doamnă înseamnă o instituție. Nu înseamnă o persoană, așa cum președintele, sigur, înseamnă și o persoană, dar președintele, când spui președintele, te referi și la președinte, dar și la instituția respectivă. Deci prima doamnă nu e o figură de stil ca în România. Dar, în sfârșit, nu ne mai luăm de-n astea. Zice, imaginea lui Carmen Iohannis folosită pentru promovarea unui magazin de bijuterii. Așa, prima doamnă apare cu un inel și un colier, am zis asta. Ok. Mesajul publicat în limba așa. Update. Administrația prezidențială reacție la... Hai că citesc de pe G4 Media, ca tot citit de pe Decenius. Uh, administrația prezidențială reacție la bijuteriile de aproape 50.000 de lei. Nu, bijuteriile de să învețe tapalagă aritmetică și cu domnul Pantazi. Să învețe aritmetică. 49.000 de și cu peste 10.000 fac peste 60.000, cu toată dragostea vă spun. Deci nu e aproape 50.000, ci peste 60.000 și colierul și inelul. Nu ca, mă rog, grijă pentru exactitate. Eu mai am încă asta. Zice, Administrația prezidează reacția la bijuterii de aproape 50.000 de lei purtate de Carmen Iohannes în Germania, promovează creatorii români, a purtat bijuterii inspirate din brâncuși. Acum, vedeți, nu numai morcovii din, de la Bulboaca uh, sunt inspirați din brâncuși. Știți că erau ciopliți sub formă de coroană infinitului la Chirmeza, la Kiolhanul European de la Bulboaca și cioplea un de-asta, șef cioplea morcovei sub formă de coloana infinitului. Deci, acum, și bijuteriile de -a sunt inspirate din brâncuși. Tu dai seama câtă inspirație. Ha? Foarte, foarte tare. N-ar fi putut să seama. Bijuterii inspirate de Nyon Krang. Cum să Știi? Sau inspirate din... Eu știu, ce să zic eu. Ha? Mesajul publicat în limba engleză de către firma de uh, bijuterii, arată că, a, asta v-am arătat ieri, nu va, dacă nu v-ați uitat, asta e situația, să vă uitați, eu numai chestii tari vă arăt, nu vă irosesc timpul cu tâmpenii, dar o să încep, duminică încep cu astea, cu accidente, cu decedați, cu violuri, cu astea, astea trebuie, astea vor românii. Ce ai făcut, Bobi? nu le dau eu, păi e plin. Ce spune administrația prezidențială despre bijutările de 12.000 de euro? Corect titlu, din punct, mult mai corect titlu din punct de vedere aritmetic uh, la DC News decât la G4 Media. Uh, ce spune administrația prezidențială despre bijutările de 12.000 de euro purtate de Carmen Iohannis în Germania la un eveniment alături de președinte? Uh, conform unui... Uh, Mesaj transmis de administrația prezidențială, prezentat luni seară în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâde la Antena 3 Siren. Bijuteriile au fost purtate de Carmen Iohannis doar cu ocazia evenimentului, cu scopul de a promova creatorii români. Adică exact ce am presupus și eu aseară, nu că a dat banii pe ele, ci în sensul în care le-a luat de la creator, le-a purtat la eveniment, le returnează la creator. Este ceva um, relativ obișnuit în România, adică divele, uh, care, cum era expresia, răvășitoare, apariție răvășitoare. Divele care vor să aibă apariții răvășitoare, așa era, de fiecare dată asta era uh, caracterizarea aparițiilor răvășitoare. N-am nimic susțin, adică nu. Așa, deci divele cu apariții răvășitoare uh, se duc și au bijuterii de la tot așa, sau nu știu ce rochie de nu știu unde și scrie acolo când se duce la un știu eveniment, când ăia redau în presă sau pe site-uri de-astea, nu mă prea mă pricep eu că mă doare în cod de astea, așa zice, iată, rochia purtată de Maricica, super divă cu apariție răvășitoare, este creată de Giungiurel, pantofis de la Mimirel și la mână are un brățară de la Bibir Mă înțelegeți? Așa. Ok. Și asta este ideea. Prima doamnă, Carmen Iohannis, promovează creatorii români cu ocazia evenimentelor publice la care participă, atât interne cât și externe, la ceremoniile publice care au avut loc la finalul săptămânii trecute în Republica Federală Germania prima doamnă a purtat bijuteria unui creator român inspirate din opera lui Constantin Brâncuș, acesta fiind și motivul utilizării acestora. Uite, bijuterele au fost returnate creatorului, așa cum se a întâmplat de fiecare dată și cu ținutele vestimentare purtate de prima doamnă. Adică a venit creatoarea, a zis, doamnă, vă fac un de pies răvășitor. Pac, a făcut un... l-a purtat la, unde, la evenimentul respectiv, poc, L-a returnat la creatoarea. Am înțeles uh, ideea. Păi, uh, uh, doamna cu bijuterile o cheamă, prenumele este Malvina, nu știu numele de familie, dar firma se numește Malvensky. Are niște sonorități periculoase, adică geostrategic vorbim, sper că nu, adică nu Malvenski. Pentru că nu, nu suntem ok pe geostrategie și pe astea, să nu pățim. Da, dai seama, am promovat bijuterii de la un creator care sună a. Bun. Doamne, ajută. Cervenski. Foarte bine. A, și malve. Ok. Deci, asta sper că suntem. Nu atât vreau. Sper că suntem bine geostrategic. Asta. Perfect. Susțin.